Aproape toată lumea cu care m-am întâlnit în ultimii ani mă întreabă ce mai știu despre cazul avocatei dispărute, Elodia. Nu le-am putut răspunde nici măcar unuia dintre cei care m-au întrebat asta. Pe de o parte, fiindcă nu am voie să mă exprim în spațiul public, fiind singurul cetățean european care are o interdicție în acest sens, pe de altă parte, vă mărturisesc că nici eu nu știam. Nu știu, nu știam la vremea respectivă și mi-era și mie greu, până și mie, care totuși mă mai pricep la cuvinte, mi-era greu să mi le găsesc în acest caz. Însă, de câteva luni de zile, am aflat adevărul. Doar eu știu tot adevărul din acest caz. Am primit documente oficiale, le-am comparat, le-am coroborat, documente oficiale care nu au fost date publicității niciodată. Ei bine, tot ceea ce am descoperit m-a mirat, m-a consternat chiar și pe mine. Pe mine, știți bine, greu să mă mai mire ceva. Dar de data asta chiar am rămas perplex. Ceea ce veți auzi dumneavoastră de la mine, adică filmul pe care vi-l voi povesti, filmul pe care doar eu l-am văzut, este cu adevărat epic. Așa ceva, credeți-mă, n-ați văzut la niciun cinematograf niciodată și, din acest punct de vedere, vă invit să nu-l ratați, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.